vocile matinalului de la Radio România Muzical, încă de când a pornit acest flux, adică din 2007, cred, dacă nu mă înșel. Iar, ca să spun așa, ultima emisiune pe care am propus-o, un cuvânt, o idee muzicală care îmi face deosebită plăcere să o realizez. Dincolo de jurnalistul, de realizatorul de emisiuni, sunt un muzician cu o poveste care a început undeva pe la 8 ani, cred, atunci când am intrat în acest prima vere, condus de Claudiu Negulescu, și astfel am luat parte la momente extraordinare pe atunci pe scena operei române, Operei Naționale București. Se puneau în scenă diferite spectacole pentru copii, Micul Coșar, Inimă de Copil, Cozet, Peter Pan. Trebuia chiar să fac un rol principal în Micul Coșar, dar asta e o altă poveste, nu s-a întâmplat. Mai târziu am ales flautul, am studiat foarte mult din clasa 5-a până între a 12, am și o anecdotă, practic am ajuns la pedagogie muzicală prin faptul că, fiind în parc cu 6 luni înainte de admitere cu o prietenă foarte bună, zăpăcit, am plecat și am uitat instrumentul acolo, de care am ajuns la pedagogie muzicală, deci am făcut 5 ani, cum se făcea atunci, sunt născut de cutremur, ca să spun așa. Și ulterior m-a fascinat psihologia și iată-mă și la psihologie timp de 4 ani. Bineînțeles, sunt aici la Radio România Muzical de foarte mulți ani. În același timp sunt și artist liric la corul de cameră Preludiu, condus de Voicu Enăchescu. Printre hobby-uri îmi place foarte mult să călătoresc, în general în România, dar nu sunt pretențios, ca locuri exotice aleg Europa, țara mea de suflet, Franța. Și îmi place foarte mult să citesc, am venit și cu ultima carte pe care am primit-o de la o foarte bună prietenă și am și prezentat-o la matinal acum ceva timp, se cheamă Un an magic, muzică clasică pentru fiecare zi, o autoare britanică, Clemency Burton Hill. Am adus-o pentru că, practic, ea a ales pentru fiecare zi din an câte o lucrare. Și am vrut să văd de ziua Radio România Muzicală, adică pe 24 martie, ce lucrare figurează în carte. Ei bine, figurează Telemann, Georg Philipp Telemann, un concert pentru violă. Ea, bineînțeles că spune aici povestea despre Telemann și chiar și despre violă, care este batjocorită de unii ca fiind cenușăreasa în familia ei de coarde. Cam atât. În primul rând, îmi place foarte mult misterul pe care îl creează radioul. Cu mulți ani în urmă, îl ascultam pe Florin Călinescu, avea o emisiune care se chema Duminicile celor singuri. Evident, era un show în care lumea, care, mă rog, emotivă, tristă, cu diverse probleme, suna și, practic, cu toții ascultam problema respectivă, iar microfonul, de fapt, aici vreau să ajung. Microfonul nu te trădează, adică sau te trădează de fiecare dată. Nu poți, trebuie să fii sincer, trebuie să ai o emoție în ceea ce spui, iar dacă ți-e frică, dacă există orice fel de umbră, de îndoială, el sesizează vocea și asta spuneam. Deci magia m-a atras la radio. Apoi încerc și poate, probabil că și reușesc ca în fiecare
emisiune, fie că e vorba despre București muzical de altă dată, fie că este vorba de matinal, fie că este vorba de un cuvânt, o idee muzicală, să creezi o emoție și mai mult de atât să spui o poveste sinceră. Dacă nu există ingredientele astea, atunci orice lucru dispare, orice emisiune nu are bază.